La DigiSpot Special stăm de vorbă cu vârful UTEI, Claudiu Cheșeriu, că așa am auzit că se zice. Salut, Claudiu, ce faci? Bună seara dumneavoastră și invitațiilor. În cantonament în Slovenia. Bravo. De câte zile ați plecat în cantonament? Luni am ajuns, luni după masă am ajuns și rămânem până vinerea viitoare. Cum ți se pare primele zile așa de contact cu echipa, cu orașul, cu antrenorul? Un grup sănătos, un club sănătos. Da, nu e de talia stelei, dar e bine structurat, oamenii au atitudine sănătoasă și se poate construi pe atitudinea aceasta. Insiști pe acest cuvânt sănătos și da, e important să fie un club sănătos. Apropo de sănătate, sănătate la Arad, cu UTA, mă refer acum la discuțiile, că trebuiau să vină niște noi investitori, până la urmă domnul Mesar a anunțat că s-au sistat negocierile. Din perspectiva ta, cum te afectează? Nu cunosc detaliile posibilei tranzacții, nu am pus întrebări, cu siguranță dacă domnul Mesar așa a decis, cunoaște clubul, a adus clubul la nivel de primă ligă, deci cu siguranță a avut motivele lui. Da, dar din câte am observat și la un moment dat am stat de vorbă la emisiune și cu un președinte al Asociației Suporterilor care era destul de revoltat de faptul că nu se mai face tranzacția și mă gândeam că poate în rândul suporterilor s-a mai... asta și au ajuns și la voi, la jucători, informații de genul ăsta. Da, îmi pare rău că situația a evoluat în acest sens, dar cred că e important ca fiecare să rămână la locul lui. Persoanele care decid dacă are loc sau nu asemenea implicarea unor oameni, trebuie să decide, iar noi trebuie să ne facem datoria pe teren. Tu, practic, ai fost... cu cine ai negociat la UTA? Cu domnul Mesar? Adică el te-a dorit, el te-a adus? Da. Da. Crezi că vei avea o perioadă... A fost și decizia și dorința lui Ilie Poenaru. Uh-huh. Iar după aceea a preluat domnul Mesar negocierile. Și Bogdan Apostă. Crezi că te va afecta faptul că nu ai jucat de multă vreme meciuri oficiale? Vei avea nevoie așa de o perioadă în care să revii la o formă maximă? Am încercat să compensez prin antrenamente, dar nu cred că poate cu adevărat să compenseze un antrenament suplimentar, chiar dacă încercam să-mi duc parametri aproape de cei din meci, totuși nu e un meci oficial. Sper să ajung cât mai repede la potențial maxim. La asta mă gândesc și pentru asta mă antrenez zi de zi. Cum te simți față de cum erai acum 7 ani, spre exemplu? Ca nivel fizic, ca motivație? Motivațional cu siguranță mai sus, pentru că știu că nu mai am foarte mulți ani de jucat. Cel mai important e că am păstrat nivelul motivațional. Din punct de vedere fizic, nu simt să zic că există o diferență, dar posibil să fie. Nu simt, sper că de la an la an probabil că scade așa progresiv, cu toate că în parametrii nu pot să zic că e o diferență mare. Noi revedem golul din lovitură liberă cu Dinamo și bineînțeles că ne aducem aminte, ai venit la FCSB, ai avut un impact destul de rapid. Ce s-a rupt după aceea? Ce s-a întâmplat din perspectiva ta? Cred că știți toți ce s-a întâmplat și nu mai vreau să revin. E important că am găsit, după plecarea mea de la Ludogoreț, am găsit exact ceea ce căutam. O participare totală a tuturor și aici vorbesc de jucătorii și conducătorii stelei plus suporterii. Și asta m-a făcut să nu regret. Uh-huh. Chiar dacă ulterior s-au întâmplat chestii care nu au fost așa ca în primele luni, dar am trecut peste și
prefer să nu mă mai gândesc pentru a nu-mi face rău. Au fost destule momente, te-am văzut și te-am și simțit emoționat așa în multe momente, inclusiv la acea partidă cu Dinamo, dar și după aceea, când ori mai intrai sporadic, ori nu mai intrai deloc, ce te sensibiliza? Galeria sau ce anume? Era atitudinea oamenilor, pentru că m-au văzut, mi-au văzut atitudinea încă de la bun început. Am venit dedicat total, rămâneam inclusiv după meciuri, încercam să mulțumesc toți fanii care erau acolo și cărora le simțeam până la urmă afecțiunea. Și m-am implicat total, am încercat să acord timp fiecăruia prezent în tribune, să se simt aproape de jucători prin atitudinea mea, pentru că până la urmă cred că asta transformă o echipă bună într-una mare. Claudiu, am nevoie de generozitatea ta. Trebuie să te întrerup acum, pentru că David Popovici a venit la interviuri și aș vrea să-l ascultăm și dacă se poate să reluăm discuția în câteva minute. Mulțumesc foarte mult. Nu e problemă. Mulțumesc. Hai să vedem ce are de spus David Popovici, dacă are de spus. În primul și în primul rând aș vrea să le mulțumesc tuturor românilor care au fost aproape de mine, spiritual, virtual, fizic. Vă mulțumesc tuturor. Mă bucur că într-un final s-a reușit să se difuzeze și la televizor. Mă bucur că au avut ocazia atât de mulți oameni să vadă și sper să pornim ceva interesant, o mișcare poate, și sper să inspirăm cât mai multă lume să se apuce de vreun sport, să aibă o viață mai activă, pentru că asta ne dorim, o societate educată din punct de vedere sportiv și o societate și o populație mai sănătoasă. Mulțumesc. A intrat în istorie. Atât am vrut să spun. Doar că a intrat în istorie. Spune-ne ce simți tu. O să avem ocazia să discutăm mai mult la salonul oficial când ne întoarcem în țară, însă momentan, tocmai pentru că nu vreau să mă întind prea mult și mai avem multe lucruri de făcut, mai ales de recuperat, aș vrea să ne luăm la revedere aici. Mare victorie. Da. David, dai și mulțumesc. Cum sunteți? Da, mai puțin decât le așteptam, da, e bine și așa. Echilibrat, modest, așezat. Da, da. Și repet, revine și eu cu mesaj discursul, un mesaj foarte, cu mesajul, foarte bun. Poate schimbăm ceva. Da, Claudiu Cheșeru este în continuare pe telefon, o să mai revenim la David Popovici ceva mai târziu. Claudiu, scuze, venise un campion mondial la microfon și trebuia să-l ascultăm. Și jos pălăria pentru da, senzațional, senzațional. Dublu campion mondial, mă rog. Claudiu, revenim la discuție. Te-aș mai întreba cu ce ochi ai privit ultimele meciuri ale echipei naționale. Ce impresie ți-a lăsat? Și clar că evoluția, dar și reacțiile? E clar că e trist să se ajungă în astfel de situații cu asemenea rezultate. E normal ca lumea să fie dezamăgită. Până la urmă, cred că e important tot să ne aducem aportul în această gândire pozitivă cu gândul de a putea schimba ceva în bine. E clar că n-a fost pe placul nimănui. Și am trei meciurile, la fel ca Daniel, la fel ca Anis, care au participat, au fost acolo. Și chiar dacă nu mai sunt prezenți, toți trăim cu un sentiment puternic. Dar din păcate uneori există asemenea rezultate care probabil ne aduc puțin cu picioarele pe pământ și în cazul în care există o reacție pozitivă la următoarea acțiune, ceea ce e normal din punctul meu de vedere, atunci se vor înțelege parte din rezultatele nesatisfăcătoare. Mai putem să sperăm ceva? Găsești vreun motiv să fim optimiști? Pentru o calificare la Euro, la vreun mondial în viitor? E greu de spus. Important e ca toți jucătorii prezenți să simtă acel sentiment de patriotism, să simtă faptul că reprezintă o țară întreagă. Nu se reprezintă doar ca jucători. Reprezentăm o țară întreagă către exterior și atunci se pot greși pase, se pot
rata ocazii, se pot face greșeli, dar e vorba de atitudine, e vorba de a, de a refuza înfrângerea și de a refuza că suntem mici, pentru că doar așa putem deveni mai mari. Te mai gândești la echipa națională? Da, bineînțeles, atâta timp cât voi fi activ, voi face totul pentru a ajunge acolo. Dar, repet, am trecut printr-o situație care nu mi-a permis să fiu acolo. Dacă performanțele mele mă vor recomanda, iar Evio va decide, cu mare mândrie voi accepta. Interesant că spui asta, că din ce în ce mai mult zic, nu mai vrem să mergem acolo. Renunțăm numai în jurături. Da, rămânem la cluburi liniștiți și ne vedem de drum. Pe tine ce te atrage? Tricoul? Faptul că reprezint o țară întreagă. Cu asta am crescut, tremuram încă de mic, mi-am dorit să ajung acolo și e un sentiment aparte. În momentul în care cântă imnul, îl fredonezi și parcă îți trec emoțiile prin tot corpul, nu mai contează. Contează să dai tot ce ai mai bun în tine până la epuizare. După aceea, performanța în sine, parametrii tehnici, să zic așa, da, pot uneori să nu fie la nivelul așteptat, dar din punct de vedere al dorinței, al atitudinii, acolo, da, cu siguranță, exigențele sunt mai mari. Câte goluri ai promis lui Ilie Poenaru pentru sezonul următor? Nu i-am promis. Ca și goluri nu i-am promis absolut nimic. I-am promis că voi da totul pentru a ajuta din toate punctele de vedere, atât cu performanțele mele pe teren, cât și cu aportul față de cei mai tineri în înțelegerea jocului. Și voi încerca cu toate puterile să aduc ceea ce se așteaptă de la mine, ceea ce am trăit comparativ cu ceilalți și exigențele nivelului înalt. Ilie Poenaru ți-a promis el că te bagă măcar în 70% din meciuri sau cum? Nu mi-a promis absolut nimic. Am avut discuții lungi, foarte lungi, în care am intrat foarte mult în detaliu. Mi-a zis ce așteaptă de la mine. Am avut o surpriză plăcută, pentru că este un antrenor foarte bine pregătit. Uh-huh. Și atunci... Și pe ce poziție vei juca, dacă ne poți spune? Adică ești pentru vârf împins, pentru al doilea vârf? Sau cam ce aștept, din perspectiva asta, ce așteptări are de Poenaru de la tine? În principiu, vârf împins. Uh-huh. I-am spus și eu că pe cele două poziții din centru, vârf retaș și vârf împins, nu am nicio problemă. Deci voi ajuta unde e nevoie. Dar acestea sunt cele două poziții pe care cred că le joc cel mai bine. În regulă, baftă multă, Claudiu, mulțumesc mult pentru dialog. Să ne vedem cu bine în Liga 1, nu mai e mult. Seară frumoasă, da, te aștept. Seară frumoasă, da.